La Piteză desfășoară conferința națională a Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară. Ne interesează în mod special propunerile de modificări legislative, unele venite ca urmare a presiunilor din PNRR, pentru că au fost un jalon al PNRR să modifice legislația în domeniul serviciilor. Din păcate, normele de aplicare sunt în contradicție cu legislația și nu există dialog la nivelul agenției sau autorității de reglementare pe acest domeniu. Demersurile noastre au fost făcute, evident, ca asociație profesională către autorități locale, către asociațiile autorităților locale și prima discuție am avut-o cu Consiliile Județene, cu Uniunea Consiliilor Județene, dar astăzi la eveniment sunt prezenți reprezentantul Ministerului Mediului, directorul general Direcția Deșeuri din Ministerul Mediului, doi reprezentanți din Corpul de Control al Premierului României și, bineînțeles, reprezentant din AFM, dar și alții tehnicieni din zona de fonduri, astfel încât tot ceea ce construim pe aceste grupuri de lucru să putem să le dăm mai departe și ele să se întoarcă cu beneficii pe partea de finanțare, pe partea de fluidizare a acestor servicii. Sunt prezente astăzi la Pitești 30 de județe reprezentate de ADI-uri, dar sunt și reprezentanți din Consilii Județene, sunt operatori de salubritate, sunt reciclatori, organizații de transfer de responsabilitate, consultanți, evident furnizori de tehnologii, software, pentru că avem în domeniul nostru și gestionare de date. Ne interesează ca pe acest grup mare de lucru, pe această masă de oameni care majoritatea lucrează în domeniu și sunt experți, să mergem cu propuneri către ministere, către Ministerul Mediului, către Ministerul Dezvoltării, către Ministerul Fondurilor, pentru că sunt și probleme de finanțare a domeniului, astfel încât ceea ce se finanțează să fie fezabil, necesar pentru autoritățile locale și, bineînțeles, ne interesează în mod special să vină la un cost suportabil pentru beneficiarul serviciului. În egală măsură, activitatea pe care o desfășurăm noi de monitorizare a operatorilor, de a propune soluții, proceduri, este să creștem calitatea vieții prin protecția mediului, prin acțiunile pe care le facem și, nu în ultimul rând, prin educarea beneficiarilor serviciului pentru separare la sursă, operatorul să colecteze separat, iar în final să putem să deviem de la depozitare prin reciclare, prin valorificare energetică și compostare și, nu în ultimul rând, partea de biostabilizare, astfel încât să prindem anul 2030 cu nu mai mult de 10% depozitat în depozitele de deșeuri. Problematica dumneavoastră e una complexă. Știu că veți găsi răspunsul la cât mai multe. Eu ce pot face pentru dumneavoastră este ca lucrurile de care vă loviți să le înaintez mai marilor zilei și cred că și colegii ceilalți din Ministerul Mediului, din Corpul de Control al domnului prim-ministru pot face acest lucru, pentru că noi așa împreună trebuie să găsim rezolvarea la problematica aceasta complexă cu care vă confruntați dumneavoastră. În ceea ce mă privește ca președinte al Consiliului Județean Mareș și împreună cu domnul Moiceanu, directorul general Isexal, vom începe o a doua ediție sub titulatura Argeșul Curat. Vom chema toate instituțiile, vom ruga toate instituțiile să fie coparticipați la această acțiune. Nimic nu mai deprimant decât să mergem oriunde în județul nostru și au și județele dumneavoastră și să vedem că lucrurile nu funcționează. Trebuie să conștientizăm cetățenii că având totuși posibilitatea unică de a avea o țară așa cum ne dorim. Eu am o teorie. Poate dacă nu reușim să lăsăm celor de după noi o Românie bogată, poate lăsăm totuși o Românie curată. Împreună putem face acest lucru, vom crea acea emulație necesară cu participarea tuturor guvernatorilor, cu participarea Direcției Silvice, Inspectoratului Școlar, tuturor instituțiilor angrenate, mediu și așa mai departe, pentru a începe așa un program în forță. N-am mai fost de mult la o întâlnire cu atât de mulți participanți pe domeniul acesta. Este un semnal că ne interesează pe toți ce se întâmplă astăzi și poate că ar fi bine
fiecare să recunoască în adâncul sufletului său că este un moment de criză și poate că momentul este potrivit să vedem ce putem îndrepta. Să nu ne trezim mai încolo că în loc să facem ceva constructiv, ajungem să punem la îndoială sau chiar în unele cazuri să distrugem ce s-a făcut până acum. Din informațiile pe care le primim noi la Ministerul Mediului, în foarte puține locuri din țară, din păcate, lucrurile funcționează așa cum ar trebui sau măcar așa cum ne-am dorit. Un for de genul acesta, cred că este locul cel mai potrivit să discutăm punctual niște chestiuni care pot fi rezolvate. Ministerul Mediului are la momentul acesta în lucru și pe agenda niște modificări legislative. Tot ce înseamnă reglementări în domeniul deșeurilor ar trebui să fie categoric în subordinea Ministerului Mediului și nici de cum în subordinea Ministerului Dezvoltării. Ordinul 640 vine nu să interpreteze legea, nu să ne dea norme de aplicare, vine să exceadă cadrului legal. Realitate care ne poate pune pe toți, atât pe operatori, cât și pe noi ca ADI-uri, cât și OAT-urile, în situații extrem de delicate, care să ne poată duce până la atragerea răspunderii celor care ne punem semnătura pe anumite documente, iar în momentul acela, cred că nimeni în țara asta nu și-a mai dorit să lucreze și cred că singura soluție pe care o vom avea va fi aceea de a lăsa deșeurile în stradă. Mai avem o variantă, aceea de a ne adresa instanței de judecată. N-am vrut să facem asta, am vrut să optăm pentru dialog, am încercat un dialog. Din informațiile pe care le-am primit azi dimineață și operatorii au încercat un dialog la nivel de ANRSC, li s-a spus una, s-a întâmplat alta. Am întrebat la ANRSC, dar cine vă pune pe voi să faceți colectare cu trei fracții la reciclabil? Că știu eu că să ia fracție uscată și fracție umedă. Și am întrebat, apropo ce spunea și Claudia, dumneavoastră ați fost vreodată într-o stație de sortare, pe cum să amestec sticla cu plastic? Plastic metal, da, pentru că sistemele de sortare din smiduri sunt plastic metal. Ai separatoare de metal, ai separatoare de neferoase. Păi fluxul de stații. Și este logic să fie așa, cu atât mai mult cu cele două fracții nu se contaminează una pe cealaltă. Hârtie, carton, la fel. Dar nu putem să le luăm la grămadă ceului și el spune că nu contează fracția, eu trebuie să folosesc un formule de calcul al tarifului în transformarea din tonă în metru cub densitatea de 350 de kg. Asta e un fur din buzunarul cetățeanului. Avizat de ANRSC. În ceea ce privește cantitățile petite material care migrează în sistemul SGR, vedeți, în cazul sticlei, această cantitate este undeva peste 95%, la metal peste jumătate, iar la plastic aproape 50% sau pe acolo. Aceste modificări pe care SGR le aduce ne impactează în mod real în cantități. Asta înseamnă că trebuie să ne redimensionăm atât infrastructura, cât și efortul și, nu în ultimul rând, impactul pe care PNRR îl are, în principal, prin construirea acestor noi infrastructuri de colectare, mă refer aici în special la CAV. În context, vă vorbeam și despre modificarea directivei cadru deșeuri. Este de așteptat ca acest proiect de modificare a directivei cadru să apară în trimestru 2 al acestui an. Începând din anul 2025, colectarea textilelor trebuie să se facă separat la sursă. Ne vom trezi în cadrul cu cantități de textile colectate și care nu vor avea o soluție mai departe. Există la acest moment în proiect finanțarea din PNRR și a instalațiilor de reciclare.